Noi șanse pentru elevii cu deficiențe de văz și auz de la Școala Specială Moldova din Târgu Frumos. Școala a organizat un concurs de proiecte finanțat de Fundația Orange, prin care va beneficia de menajarea unei camere multisenzoriale cu aparatură de top. Culori dincolo de umbre. Așa s-a numit proiectul făcut de profesorii de la Liceul Moldova pentru a intra în competiție organizată de Fundația Orange, la care au participat 36 de instituții din România. Miza a fost uriașă, aparatură ultramodernă care să vină în ajutorul elevilor nevăzători sau care au probleme cu auzul. Liceul Special Moldova a câștigat un valoros proiect, el are valoarea de 95.519 lei, se numește Culori dincolo de umbre, o denumire sugestivă. Echipa noastră de proiect, formată din inimoși profesori, a depus acest proiect. Au fost 36 de proiecte depuse și 9 declarate câștigătoare. Proiectul constă în dotarea unei camere multisenzoriale pentru elevii cu deficiență de vedere, unde aceștia pot face diferite terapii care să le îmbunătățească resturile de vedere sau, pentru cei nevăzători, să le dezvolte alte simțuri. Amenajarea camerei va avea loc în perioada 1 octombrie 2014-31 martie 2015, timp în care se va identifica grupul țintă și se vor organiza sesiuni de informare și conștientizare. Sunt foarte bucuroși, dar foarte curioși să vadă dotările efectiv și camera multisenzorială dotată. Activitățile proiectului încep de la 1 octombrie 2014 și se vor finaliza la 31 martie 2015. Vom avea diferite tipuri, chiar și conferințe de presă, unde vom fi încântați să vă avem alături. Și atunci când va fi gata, vom fi foarte bucuroși cu toții că vom avea un nou spațiu dotat la standarde europene. Menționăm că în cadrul proiectului Lumea prin culoare și sunet, ajuns la a doua ediție, au fost desemnați 9 câștigători, majoritatea fiind organizații neguvernamentale. Valoarea totală a proiectelor a fost de peste 350.000 de euro.